peste 700 de milioane de lei pentru câini. Da? Pentru sterilizarea câinilor. Am întrebat, de mai multe ori nu mi s-a răspuns, mai întreb și o să mai întreb, dacă nu răspundeți, ca să știți, dacă s-au decontat banii aia și nu s-au decontat, că pentru că câinii aia au fost sterilizați până în pușcare. O nouă metodă. În final la lui. La lui, ca la drumul. Dar chiar așa, noi suntem venind degeaba aici, nu ne băgați deloc în seamă, bă, frate. Sunt bani publici la mijloc. Deci se aprobă în tariful. Deci, până la punct, ați dat o modificare. Deci e vorba de tariful de 150 de lei pe câine pe lună și de acord. Cât scrie Sfântul? Nu întrebăm și noi despre ce e vorba. Cât scrie Sfântul Paduc la ora aceasta? Și câte solicitări ați avut până la ora asta de întreținerea câinilor la distanță? Asta sunt două întrebări importante. Sunt 53 de câini. Mai aveți bulan? Sunt 53 de câini? Câte solicitări la distanță ați avut până acum ca să reducem cheltuielile? Tocmai că nu s-au făcut. Asta este motivul pentru care se reduce ca să... Deci eram undeva cheltuiala la 5 milioane și ceva. Pe câinele... Așa dădeau propunerile prezentate în Consiliul Local în februarie. Cu glonț cu tot? Fără glonț. S-a calculat pe prețurile corecte, pentru că avem din experiența. De aceea că vor fi mai mulți doritori să avem de... Era bine că v-ați ajutat să spun câte de câteva acolo o lună zi. Deci cine este? Da. Eu știu ce am uitit de sus, că nu știu la fel de sus. Și eu îmi dau și cam așa. Nu știu de ce nu știu. Dăm bani la timp, nu dăm la spital. Nu dăm noi, mă, primim. Primim bani, da. Poate vine.